Știai că... Multe povești de dragoste au fost ruinate din cauza unor lucruri absolut mărunte? Evident, mărunte la început. Ca să funcționeze, relația are nevoie de anumite elemente esențiale. Nimic incomplet nu poate funcționa perfect. Haideți să vedem care este impactul lucrurilor mărunte asupra relației de cuplu. La Mintea Cocoșului, cu Florina Mariei. Te salut din nou și mă bucur că ești astăzi cu mine și îmi doresc foarte mult ca întâlnirile astea pe care le avem așa online să fie spre binele tău și a relației tale. Pentru astăzi vreau să abordez un subiect cu care am văzut că se confruntă foarte multe cupluri. Subiectul este cam acesta, ca să intru direct în el, da? Ce faci când partenerul nu cooperează? Ce faci în momentul în care tu vrei să mergi la niște seminarii, să te instruiești, partenerul tău niciodată nu vrea? Când tu vrei să aplici niște lucruri, partenerul nu vrea? Când tu vrei să te porți cu copilul într-un mod frumos, așa, după cum trebuie, partenerul nici cum nu vrea să audă despre așa ceva? Foarte, foarte des aud discuții sau la consilierile mele vin persoane care spun: domnule, eu fac, dar partenerul meu nu. Eu nu vreau să dau ciocolată copilului, partenerul meu vrea să-i dea. Eu sunt interesat de binele cuplului, partenerul meu nu este interesat. Eu acord importanță, partenerul meu nu. Eu sunt pentru casă, partenerul meu este doar pentru prieteni și doar pentru bere. Da, eu am făcut tot ce se poate face. Nu există o altă metodă pe care poți să o aplici cu partenerul meu. Este irecuperabil. Cam ăsta este mesajul pe care îl transmit foarte mulți din ce am reușit să văd până acum în viața aceasta. Nu mai există nimic din ce se poate face cu partenerul meu și eu să nu fi făcut. Nu se mai poate. Este iremediabil. Și ce am observat eu în atitudinea acestor oameni? Poate își dau seama sau poate nu își dau seama. Când eu încerc să spun ceva ce ar trebui să facă, ce ar putea să îmbunătățească, da, pentru că avem discuții cu ei, da? Înainte să încerce să probeze, să testeze ceea ce le spun eu, au atitudinea: cu acest om nu se poate. Nu va merge niciodată. Nu voi reuși să-l schimb pe partenerul meu în niciun fel. Știi ce observ eu? Că acești oameni par că nu vor ca lucrurile să se schimbe. Da, ai auzit bine. Unii nici nu vor ca lucrurile să se schimbe. Unii chiar mi-au mărturisit. Cumva vor să aibă motive de divorț și n-au niciun interes ca al lor partener să se schimbe. Și lasă pe partener să se poarte așa cum vrea el, încearcă două, trei lucruri despre care știe sigur că nu vor funcționa și când vor vedea că partenerul nu se schimbă, vor spune întregii lumi: vedeți? Este irecuperabil. Nu poți să scoți nimic din el. Nu vrea, nu cooperează, nu vrea să se schimbe. Da. Și atunci este motiv clar pentru divorț, pentru ca el să scape basma curată. Sau, ce am observat, o altă greșeală pe care fac acești oameni, sunt foarte, foarte negativiști. Sunt foarte concentrați pe defecte și pe ce nu funcționează. Uite ce aș vrea să-ți propun eu astăzi. Când vezi că al tău partener nu cooperează sau când se pare ție că nu cooperează, uite lucrurile pe care ți le propun ca să le încerci. Înainte de toate, întreabă-te care este cauza. Da, cei mai mulți dintre noi suntem focusați pe simptome. Ei bine, de fiecare dată când partenerul tău se comportă așa cum tu nu vrei, aș vrea să te provoc să te întrebi: din ce motiv se comportă partenerul cu mine așa? Nu ne interesează doar simptomele. Ți-am spus, comportamentele sunt simptome. Pe noi ne interesează cauzele, pentru că doar atunci când găsești cauzele, doar atunci poți să schimbi comportamentele. Când, până nu știi care sunt cauzele, nu poți să le încurajezi, nu poți să încurajezi comportamentele pozitive și nu poți să descurajezi comportamentele negative. De aceea, haide să ne întoarcem la cauză. Și dacă ești cumva în situația în care partenerul te înșeală, nu-i mai ceri, este stupid să-i ceri partenerului să nu te mai înșele, să nu mai meargă la alți bărbați, dacă ești femeie, sau la alte femei, dacă ești bărbat. Este stupid. Ce-ți recomand eu? Puneți întrebarea: de ce mă înșeală partenerul meu? Da, de ce te înșeală? Care este motivul? Și stai și sapă și vei descoperi care sunt cauzele și atunci, schimbând cauzele, poți să-l faci pe partener să stea de drag în relația cu tine.
nu mai vine partenerul de vreme acasă? Ei bine, întreabă-te de ce nu vine. Da, ce îl face să stea mai mult cu prietenii sau la serviciu și nu vrea să vină acasă? De ce? Care e cauza? Poate nu-i place, poate nu-i curățenie, poate nu te porți frumos, poate nu îl primești într-o manieră așa atrăgătoare, provocatoare, da? Nu te respectă soțul tău? Ei bine, întreabă-te care este cauza pentru care nu te respectă. Cred că ai înțeles deja ideea. Află cauzele pentru care partenerul tău se comportă așa cum nu vrei tu. Se pare că nu cooperează. Nu. Care este cauza? Foarte important. Un alt lucru, al doilea, pe care vreau să ți-l propun astăzi este acesta. Focusează-te pe soluții. Este imposibil să găsești soluții când te focusezi pe probleme, pe ce nu merge. Și vreau să spun că cei mai mulți dintre noi, când au o problemă în familie, vin cu problema. Pun problema pe masă și spun, uite, chestiunea asta nu merge, nu merge, nu face, nu face, nu face, nu face. Cu alte cuvinte, suntem concentrați pe ce nu funcționează, pe problemă. Să știe, este demonstrat deja, atunci când tu te focusezi pe soluții, creierul tău va căuta mereu soluții, va căuta mereu rezolvări. De aceea, întrebarea pe care trebuie să o ai mereu în minte când sunt anumite probleme acolo în familia ta, trebuie să fie aceasta. Ce pot face diferit data viitoare? Da, ce pot să mai încerc? Ce altă variantă mai am la dispoziție? Al treilea lucru pe care vreau să ți-l sugerez astăzi, pe care cred eu că dacă îl aplici în relația ta, îți va fi mult mai bine, este fă-ți partea 100%. Da. Foarte des întâlnesc oameni care spun, domnule, eu am făcut tot ce am știut. Și stau și le mai pun întrebări dintr-un domeniu, din altul, dintr-o perspectivă, din alta și puțin câte puțin îi văd pe acești oameni cum încep să lase capul în jos și recunosc într-un mod tacit sau nu, da, n-am făcut chiar tot ce puteam să fac. Ce înseamnă din punctul meu de vedere să faci 100%? Ei bine, în primul rând încearcă să faci tot ce știi tu. Stai cu un pic și o hârtie în mână și scrie tot ceea ce știi tu că ai putea să faci în situația respectivă. Da, fă lucrul acesta perseverent, corect, fără să trișezi. Apoi, cere un ajutor specializat. Asta ar fi un alt lucru pe care ai putea să-l faci în cadrul acesta de fă 100%. Cere ajutor specializat, ori unui psiholog, unui terapeut, unui coach. După aceea poți să mergi la seminarii, poți să mergi la diferite întâlniri unde se pot oferi soluții pentru problema pe care tu o ai cu partenerul tău. Citește. Apoi, după ce ai aflat foarte, foarte multe informații, asigură-te că faci totul. Stai cu pixul în mână și cu foaia în față, ți-am zis, scrie tot și după aia ia fie tot ce știi să faci în situația respectivă și apoi verifică. Ai făcut și punctul 1 și 2 și 3 și 10 și 100? Când ai făcut toate lucrurile de pe lista aceea, lucruri pe care le poți face, când le-ai făcut pe toate, atunci poți să spui că ai făcut tot. Și ce mai înseamnă din punctul meu să faci 100%? Să-ți faci partea fără să ai așteptări. Da. Pentru că dacă tu faci mereu cu gândul ca partenerul să-ți întoarcă, într-o zi partenerul te va simți și își va da seama că tu nu ești autentic și că faci lucrurile acestea doar ca să-l determini pe el să intre și el în povestea ta și lucrul acesta s-ar putea să-l îndepărteze de tine. De aceea, încearcă să faci lucrurile pur și simplu pentru că trebuie făcute și pentru că sunt bune, pentru că sunt sănătoase, pentru că așa ești tu, pentru că așa e caracterul tău și nu poți să faci altfel. Fă cât de bine poți. Fă 100%. Și vezi și fii perseverent și o să vezi că lucrurile puțin câte puțin încep să se schimbe. Un alt lucru care mi se pare esențial și mi se pare important este ca să-ți schimbi metodele. Schimbă-ți metodele. Știi ce spune Einstein? Că primul semn al nebuniei este când faci lucrurile în același fel și te aștepți la rezultate diferite. Da? Schimbă toate metodele care n-au dat rezultate până acum. De exemplu, dacă vezi că cicăleala nu schimbă pe partenerul tău, renunță la ea odată. Da, vezi că mereu tot ea trage atenția și într-un fel și într-altul și vezi că nu se schimbă, ba din potrivă, se enervează mai tare pe tine. Nu, renunță la cicăleală. Sau dacă vezi că gelozia ta nu-l ține mai mult acasă, nu-l aduce mai cu drag acasă, nu-l împiedică să se ducă și la altcineva, renunță la gelozie. Renunță la toate metodele care vezi că nu funcționează. Și tot timpul dă-i creierului tău comanda aceasta.
cum aș putea să mă comport în alt fel, astfel încât să ajung la inima partenerului meu. Și uite, așa ajungem la a cincea metodă pe care ți-o propun astăzi, fii creativ. Știi de ce nu funcționează foarte multe metode în relațiile noastre? Pentru că nu sunt adaptate la partener, la context, la situație. Foarte des sunt date niște rețete de către unii, eu nu sunt adeptul rețetelor, deci sunt oferite câteva rețete, dacă vrei să-ți fie bine, uite, fă lucrurile astea. Cineva le preia, motamo, și le aplică exact cum le-a citit în relația cu partenerul, într-o anumită situație. Și constatarea mea este că de foarte multe ori nu funcționează. De aceea ce-ți sugerez eu ție, când întâlnești liste de lucruri pe care să le faci pentru partenerul tău, nu le lua exact cum le găsești și le aplici exact cum le-ai citit. Încearcă să le adaptezi. Personalizează-le la partenerul tău. Vezi care sunt cheițele care funcționează la el. Ceea ce sugerez eu, chiar și din ceea ce spun eu, pare a fi o listă. Poate părea o rețetă, nu? Știu. Din tot ceea ce spunem noi, eu și alții care vorbim despre lucrurile acestea, tu extragi ideea de bază. Vezi care este esența, care este principiul. Și de acolo încearcă să aplici în relația ta pe limba partenerului tău. În felul în care ajungi la inima lui. De aceea găsește ceva ce funcționează și ce îl atinge pe el. Și un alt lucru pe care vreau să ți-l spun astăzi, nu te opri orice ar fi. Simți că partenerul tău nu intră în povestea ta, că nu cooperează. Ai încercat câteva lucruri și vezi că n-au dat rezultate. Ei bine, vreau să-ți spun, nu te opri orice ar fi. Știi care este o mare meteahnă a noastră, a omenirii, a oamenilor în general? Este faptul că renunțăm după câteva încercări. Stau de multe ori la discuții cu unii și întreb, cum este? Cu omul ăsta nu merge nimic. Am încercat tot ce am știut eu. Și pun așa o întrebare mai directă. Auzi, dar cât timp ai încercat metoda asta, asta sau asta? Păi, destul timp. Cât concret? Păi cam o lună. Și tu după o lună te aștepți ca el să schimbe comportamentul, să observe ce ai făcut tu și dintr-o dată să fie altcineva? Vreau să spun că asta nu înseamnă perseverență. O lună, două, trei, asta nu este perseverență. Asta înseamnă o chestie făcută pe termen foarte scurt. Noi stăm o viață întreagă lângă oameni. Vreau să spun că perseverența, din perspectiva mea, înseamnă ani de zile, nu una, două, trei luni. Știi foarte bine, nu-ți spun niciun secret, principala caracteristică a oamenilor de succes este perseverența. Perseverență în ani de zile. Se țin de același lucru pentru ani sau zeci de ani. Așa că modelul acesta poți să-l preiei și în relația de cuplu. Și fii sigur că dacă te ții ani de zile, lucrurile se pot îmbunătăți semnificativ în relația ta. Până n-ai făcut tot ce am zis astăzi, nu poți vorbi despre am făcut totul. Nu. De aceea îți mai sugerez să mai asculți încă o dată emisiunea de astăzi, să reiei fiecare lucru în parte, să vezi ce ți se potrivește ție, stai la masă tu cu tine și vezi care este partea ta. Ce mai poți să mai faci tu? În concluzie, ce faci când partenerul nu cooperează, nu vrea să facă și el lucrurile bune pe care tu crezi că ar trebui să le facă în familia ta? Ei bine, identifică cauza, de ce nu vrea să facă acele lucruri, focusează-te pe soluții, nu pe probleme, fă-ți partea 100%, schimbă metodele care vezi că nu funcționează, fii creativ în aplicarea acelor metode pe care le-ai găsit scrise sau pe care le-ai auzit pe undeva și nu te opri orice ar fi. Fii perseverent. Ține-te ani sau zeci de ani de lucrurile bune pe care știi că le-ai de făcut. În emisiunea următoare vreau să spun că vom lua, în emisiunile următoare, vom lua fiecare lucru din cele pe care le-am discutat astăzi și le vom diseca puțin ca să vezi ce înseamnă din perspectiva mea fiecare aspect în parte. De aceea te invit să stai aproape, să ne urmărești și știi, dacă sunt multe lucruri pe care simți că trebuie să le faci și se pare că este obositor, începe măcar cu un lucru. De astăzi, de acum. Scrieți-l, fă-ți un plan și apucă-te de treabă. Și peste câteva zile când vezi că ți iese, apucă-te de al doilea, de al treilea și tot așa. Până ne vedem, îți doresc mult bine, bucurie, fericire în relația pe care o ai și sper ca să îți folosească ceea ce spun, pentru că îmi doresc din tot sufletul meu
ca să ai o relație tot mai bună și tot mai faină cu partenerul pe care l-ai. Mult succes! Știai că multe povești de dragoste au fost ruinate din cauza unor lucruri absolut mărunte? Evident, mărunte la început. Ca să funcționeze, relația are nevoie de anumite elemente esențiale. Nimic incomplet nu poate funcționa perfect. Haideți să vedem care este impactul lucrurilor mărunte asupra relației de cuplu. La mintea cocoșului, cu Florina Mariei.